Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Privind imaginele, o să credeți că viața e normală, că la piața obor merge lumea, face cumpărături, merge acasă, dă apă caldă, dă un trai liniștit, n-are nevoie de medicamente, are fiecare tot ce trebuie, are o pensie decentă, are un venit lunar decent, are o alocație pentru handicap și însoțitor decente, toată lumea pare... În imagini normale. Întotdeauna m-am întrebat, jur, mă, cum poate să arate România în imagini normală? Cum poate să arate normală? Și am stat și m-am gândit că poate sunt eu cârcotaș. Mă, poate România e normală. Președintele meu și al dumneavoastră ne-a spus că își dorește, și avea dreptate, de-aia l-am și susținut și îl susțin în continuare, își dorește o România normală. Am tras o concluzie că dacă președintele Klaus Werner Iohannis își dorește o România normală, ea nu e încă. Pentru că nu și-ar mai dori eu, bănuiesc, nu? Bine, ieri am antamat un interviu care astăzi, cel puțin până la ora asta, nu mai poate avea loc. Și vă spun de ce. Pentru că premierul Vasile Florin Câțu se află în Satu Mare, pleacă la Bruxelles să negocieze finalul negocierilor, ale adevărate, în care se și semnează povestea cu PNRR-ul, cu planul de restructurare a țării de după pandemie. Bine face că se duce. A fost domn ministru acolo și mă rog. Dar, vă spun, domnul deputat Cosma, e de dânsul, e vorba, am înțeles că îl conduce la aeroport pe premier. Ok, foarte bine, o să-l avem mai târziu în direct. Surugiu Iulian, care și ieri și azi a acceptat continuarea unui dialog extrem de interesant, vă spun imediat despre ce e vorba, este alături de noi. Nu știu unde o să-l vedem, la unul dintre cele două ecrane pe Surugiu. O să-l avem pe reprezentantul Partidului Social Democrat, o să-l avem imediat, îl avem, poate-l și vedem, îl salut pe Daniel Zamfir, senator PSD. Iată-i! Surugiu și domnul senator Zamfir sunt deja alături de noi. Vă salut cu tot dragul. Daniel, mă bucur că ești alături de noi. Mă aud întrerupt. Mă auzi cu întrerupere, normal. Hai să o mai luăm o dată așa, mai lent acum, mă auzi fără întrerupere. Nu? Domnul senator, bună, nu mă aud deloc. Domnul senator, stai așa că poate are dânsul o problemă. Știți că sunt ăștia? Da, aud foarte întrerupt, îmi pare rău. Tu cum auzi, Iulică? Foarte întrerupt și tu? Nu, eu te aud bine și... Nu era de la noi. Dar te aud bine. Nu era de la noi. Refaceți Skype-ul cu Daniel. Și în partea altă, dacă merg, ia priviți în partea asta... Aici nu are nevoie de nicio prezentare, o să-l vedeți imediat în marele video LED, că nu se mai cheamă video wall, video LED. Băgați-l mă pe domnul, hai mă, iată frate, iată. E nevoie de o prezentare? Nu. Nu. Senatorul Marius Marinescu, președinte FEPAM. Salut, Marius. Bună, Tudor. Aoleu, aoleu, doamne măicuța domnului, se aude Marinescu perfect. Deci zici că e lângă mine aici, așa la un metru. E prima oară. Asta înseamnă că tehnica în noile studiouri e la ea acasă. Deci, când mă întorc la această minunată cameră, îl văd pe domnul senator Marinescu. Când mă uit la această cameră, da, apăsați pe buton pe 3. 3! Îi vedem pe cei doi. Acum am auzit, Daniele? Da, aud mai bine. Haide, doi bună senatori, ziua. Mă aud. Și cu Iulian. Fii atent aici, senatorule Zamfir, prietenul meu Daniel. Tu ești de acord să ridici mănușa pe care i-a aruncat-o Surugiu ieri? Unuia de la PNL. Atenție, deputat de Satu Mare. Privind ciordeala în România la capitolul sindicate, cu contribuție sau fără contribuție a clasei politice, dacă vrei, dacă nu, nu discutăm, că nu e subiectul tău, e al clasei politice. Păi, Tudore, dar unde e deputatul, domnul deputat al meu, unde-i? Îl conduce pe Câțu la aeroport, că pleacă la Bruxelles, da? Am înțeles. Ia zi, Daniel. Nu mă aud. Domnul, faceți-l așa, pentru că acum lăsând gluma deoparte, să mă audă domnul senator Zamfir, vă rog mult, colegii. Marius, vin la tine. Da. Marius, nu-i nevoie să-l întreb dacă vrea sau dacă nu vrea să ridice mănușa, pentru că de multe ori a aruncat această mănușe senatorul Marinescu. Hai să discutăm așa. Când ne va auzi și domnul senator Zamfir, va fi în măsură să intre în legătură directă cu noi. Marius. Da, Tudor. Iulian.
Poți discuta până facem legătura pe sunet și cu Daniel Zamfir, un om la care, a cărui părere e chiar importantă, pentru că nu-i de ieri de azi în politică, domnul senator Zamfir, și aș vrea să știu cum vede domnia sa această problemă. Da, fiți atenți, oameni. Subiectul pleacă de la două lucruri. De la două lucruri. Fii atent, Iulică. Au fost fonduri europene pentru a ajuta anumite pături sociale să reintre în jocul societății românești și implicarea domnului Dan Barna pare deocamdată aduce către DNA, către Știrbei Vodă, om trăi și om vedea, asta e primul aspect, și al doilea, foarte, foarte grav, foarte grav, DNA-ul a deschis un dosar penal, Iuliane, un dosar penal, Marius știe la nivel de detaliu la ce mă refer, în povestea cu ursul Arthur. Dosar penal DNA nu mai e de glumă. Adică nu mai e... Nu... Domnul Barna, pe holul Parlamentului, declarații, mergem două minute și venim înapoi. Face dreapta asta, da? Unire, poate. Ha, suntem bine? Mai stai 30 de secunde. Bine, mai stăm. Așa, domnule președinte, sunteți între cei patru... Hai, că uite, se cere timing. Întrebarea asta, sunteți între cei patru... despre care spuneți de la că a sesizat DNA-ul. O secundă. Bun. Ziceți când începem. Putem începe. Ieri a fost făcută o sesizare la Direcția Națională Anticorupție de către DLAF. Știm că acolo ați fost verificat în privința acelor fonduri europene, fiind vorba despre suspiciuni de fraudă cu fonduri europene. Comentați și dacă... Pe care i-a în momentul de față, informațiile, așa cum le-am văzut în presă, sunt următoarele. Că în urma și a discuției pe care am avut acum mai mult de o lună cu cei de la DLAF, ar fi încheiat una dintre verificările proiectelor și când au realizat o notă de constatare pe care aflu din presă, repet, că ar intenționa să o transmită la DNA. Este exact ceea ce am cerut încă din 2019, de când a început această verificare, în timpul campaniei prezidențiale, cum bine vă aduceți aminte. Îmi doresc și sper să se încheie cât mai repede această poveste. Din informațiile pe care le-am văzut în articolul apărut astăzi, pare că este vorba de patru persoane, manageri de structură de economii sociale și experți cu recrutarea, poziții pe care eu nu le-am avut în respectivele proiecte, deci concluzia logică ar fi că nu este vorba despre persoana mea, dar, repet, chiar astăzi am făcut o solicitare la DLAF, tocmai pentru a-mi transmite și mie acea notă de constatare, pentru a ști într-adevăr dacă s-au referit și la mine sau nu. În timpul acelei discuții pe care am avut-o acum mai mult de o lună, cei doi angajați de la DLAF care am purtat dialogul mi-au spus că nu au reținut nicio faptă în ceea ce mă privește și că lucrurile sunt clare și sunt în regulă. Vom vedea, evident, sper să primesc până la această oră, nu am primit acea notă de constatare, sper să se clarifice cât mai repede lucrul acesta și repet ceea ce am spus de fiecare dată. Sunt total deschis să clarific orice incertitudine și orice neclaritate pe care ar avea-o cei de la DLAF în verificarea acelor proiecte. Nu există nicio faptă care să-mi fi fost comunicată sau care să fi fost reținută în ceea ce mă privește. Sunt foarte liniștit din acest punct de vedere pentru că nici nu există vreo faptă penală în ceea ce înseamnă activitatea mea din perioada dinainte de politică și de asta îmi doresc foarte mult ca aceste verificări să ajungă la un final, să primească rezoluțiile corespunzătoare și să încheiem această poveste care, iată, consumă mult din agenda publică pe un conținut, de fapt, inexistent. Nu am fost invitat la niciun fel de audiere, cu excepția celei de acum o lună și jumătate, pe care chiar eu am anunțat-o. Ce veți face dacă DNA va cere urmărirea penală și veți avea o calitate oficială în acest dosar? Dacă, evident, dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident, mă voi retrage. Asta e un lucru firesc și nu e niciun fel de echivoc aici. Mă voi retrage în măsura în care se va porni o urmărire penală în ceea ce mă privește. Restul, în momentul de față, nu există nimic. Nu vreau să vorbim despre un viitor care nu o să existe, pentru că nefiind nicio faptă asupra căreia să am eu personal vreo îndoială, nu văd de ce am discutat scenarii care nu se vor realiza. Sunteți dispus să vă dați demisia? Sunt dispus la orice este necesar. Principiile pe care le susțin fără penal în funcții publice continui să le susțin în continuare și este o valoare și un crez cu care am venit în politică și cu care o să continui să fac politică în România. Prezentat celor din partid situația dumneavoastră din momentul de față?
Da, în momentul în care a apărut articolul, le-am transmis colegilor și lor din Parlament și celor de pe grupul de comunicatori. Le-am transmis informațiile exacte așa cum vi le spun și dumneavoastră. Sunt datele pe care le-am acum. Repet, am solicitat și la de la nota de constatare, tocmai pentru a vedea și eu ce anume elemente au reținut domniile lor. Mulțumesc frumos! Da, ne-am întors în platou. Vedeți cum e, cum am prefațat noi subiectul cu 30-40 de secunde înainte să intre în direct pentru toate televiziunile domnul Dan Barna. Eu cred și vreau să vă ce spun doi senatori, mă refer la domnul Zamfir și mă refer la domnul Marinescu, despre această declarație. Mare atenție. Firmele sau firma domnului Barna a fost implicată în această poveste urmărită de lupta împotriva fraudelor. Olaf-ul și implicit cei din România iau urma banilor europeni fraudați în România. Este o fraudă uriașă. Întrebare, Marius, te întreb așa. Consider că din ce a spus domnul Barna, așa în substrat există și posibilitatea ca el să fie implicat, de vreme ce a spus nu știu, deocamdată nu mi s-a adus la cunoștință, am făcut solicitarea să văd dacă și eu sunt pe lista suspecților, dacă va fi problema ca dosarul penal pe numele Dan Barna să fie deschis, mă voi retrage. Am citat din Dan Barna. Tudor, Laful este condus de un magistrat care știe foarte bine ce face, este omul legii, reprezentantul legii și în momentul în care Laful constată că e vorba de fonduri europene, de fraudarea fondurilor europene, trimite dosarul la DNA când este vorba, sigur, de mitag. Că despre asta vorbim. Cunosc foarte bine procedură, fiindcă eu personal am făcut o sezizare privind Gala Bute, am corespondat cu DLAF-ul și mi-a dat dreptate și a trimis dosarul la DNA mai departe. Deci eu cred că lucrurile sunt foarte grave. O să vedem, cred că în scurt timp, un rechizitoriu și atunci când vedem rechizitorul care va fi trimis în instanță, aflăm totul despre... Am înțeles, Daniel. Aceeași întrebare și pentru tine, senator PSD, în timpul mandatului, adică senator în exercițiu, cum ai ascultat și cum ai interpretat spusele domnului președinte Barna? Păi, domnul Barbu, lucrurile stau așa. L-am auzit pe domnul Barna spunând că ne asigură domnia sa că acolo nu există nicio fraudă și nicio faptă de corupție. Păi, îmi pare rău. Domnul Barna spune lucrul ăsta, dar DLAF-ul, așa cum spunea și domnul senator Marinescu, este condus de un magistrat care, ce se vede, semnalează DNA-ului exact suspiciunea faptelor de corupție. Deci să fim foarte bine înțeleși. Domnul Barna acum, ca și vicepremier, face așa un fel de ingerință în treburile justiției. Adică spune dumnealui, înainte de a se derula o cercetare, că e nevinovat. Păi nu poate un vicepriminist să se spună el că e nevinovat din funcția pe care o are din moment ce DLAF-ul spune că sunt suspiciuni de fapte de corupție. Dar știți cum e domnul Barbu, aia cu fără penal în funcții publice, nu cred că mai e valabil. Este probabil fără alți penali în funcții publice că la noi merge. Cam așa ca să fim, Daniel, ca să fim cinstiți, n-are niciun fel de caracter penal prezența domnului Barna în funcție publică. Păi, stați puțin, încă o dată, domnul Barbu, vă rog eu frumos, doar încercați un exercițiu de imaginație, de fapt nici de trebuie, e doar nevoie să vă întoarceți puțin în timp, ce se întâmpla pe vremea când dumnealor era în opoziție și când alții lideri politici erau în aceeași fază. Dumnealor se tăvăleau pe jos, domnul Barbu, în Parlament. Vă rog să faceți aminte. Nu e nevoie să-mi aduc aminte, Daniel. Știu că ai dreptate 100%, așa au stat lucrurile. V-a scăpat ceva. Știți ce, domnul Barna, n-a mai spus un lucru în declarația asta. Dați-mi voie să-mi aduc aminte declarația trecută, că e foarte importantă. Dumnealui spunea că cineva din interes politic tot vântură public dosarul ăsta. Dom'le, aș întreba și eu, pe dumneavoastră, ca ziarist, pe toată lumea. Dom'le, cine are interes politic să fluture în mediul public acest dosar al domnului Barna, că nu veți mai putea spune... Dacă vreți, domnul senator, eu vă dau răspunsul, ascultați-mă puțin. Daniele, în folosul celor de acasă, imediat, Iulian, am auzit că vrei să intervii, în folosul celor de acasă, Daniel, îți spun așa,
fluturarea acestui dosar în opinia sau inducerea ideii de către Dan Barna este în preajma alegerilor, Daniele, și tu înțelegi ca om politic, domnul Marinescu înțelege ca fost lider de comisie parlamentară și comisii de anchetă, înțeleg oamenii cum stau, cum stă situația. Atenție mare ce vă spune senatorul Zamfir. Zice așa, s-au unit la tribunal, USR Plus a devenit o singură structură politică, nu mai este o alianță, în schimbare doi este bicefală. Acum bătălia e pe viață și pe moarte. Barna zice așa, alu Cioloș și ai lui competitorii neamului vor să mă bage în pușcărie, că am luat eu pe scurtătură. Așa am greșit cu ceva, domnul senator? Deloc, domnul Barbu. Cam asta este, sugerează domnul Barna, dar știți, nu dă nume. Toată lumea știe și se vorbește în interiorul USR că domnul Cioloș, fiind foarte bine conectat la Bruxelles, are un amestec în ceea ce privește acel dosar al DLAF-ului. Și, bineînțeles, venind lupta internă în USR, uite că a ieșit la lumină acest dosar din nou și așa mai departe. Dumnezeu, evident lucrul ăsta. Ai vrut să intervii, Iulian? Mă bucur că ai doi senatori deosebiți în platou. Îmi pare rău că a fugit și domnul deputat, dar o să-l mai prind eu cu voia ta vreodată la emisiune. Eu adresez public următoarea întrebare. E cea mai mare prostie care au spus ăștia vreodată de la USR cu penale în funcție publică, deoarece, uitați-vă dumneavoastră la mine, în 2016 m-au arestat pentru presupuse fapte de corupție sau de ce dracu au vrut ei să mă acuze. Și m-au acuzat. Mi-au făcut trei dosare. Unul ANI, unul DNA și unul pe la Înalta Curte de Casație și Justiție. Așa. ANI l-a închis că nu există fapte, DNA-ul l-a închis că nu există fapte, iar în ăsta al cincilea, de 5 ani de zile, nu mă cheamă nimeni nimic. Dacă mai mă țin vreo 10 ani așa pe bară, ce vină am eu? Bine, mă, acum să știi ceva. Uite, ți-o spun de față cu doi senatori pe care și tu i-ai apreciat, da? Și o să mă întorc. Stai așa, Iulică. Mă întorc la Marius, care are un pic mai alb părul decât Daniel, în sensul că e un pic mai vechi în această profesie de politician ales al neamului. Fii atent aici. Pot să te țină în acea lesă cât timp au nevoie de tine în lesă, dragul meu. Asta ca să știi că ești la o emisiune transparentă, cum bine spunea senatorul Zamfir. Noi spunem aici lucrurilor pe nume. Am greșit, domnul senator Marinescu? Absolut deloc. Tot ce spun colegii de platou e perfect adevărat. Și eu mai pun o întrebare. Ce se întâmplă dacă domnul Barna va mai rămâne în funcție, cine știe cât, participă la luarea deciziilor guvernamentale, că e viceprim-ministru, și se constată peste câteva luni că este inculpat? Nu a viciat toate. Domnul Marinescu, dar ce se întâmplă dacă Barna își dă demisia și dosarul lui durează 10 ani? Păi spun eu, mă, ce se întâmplă, Iuliane. Iulian, îți spun eu. Se întâmplă ca la Orban Ludovic, care nu are nicio condamnare, nu are niciun dosar și a pierdut cursa pentru primăria capitalei pentru că instanțele, DNA-ul l-au plimbat la televizor și la camera de filmat și la microfon taman în campanie. Iar Daniel știe câți de-ai lui au pierdut curse electorale și statut politic pentru că erau plimbați pe știrbei vodă pe la DNA, dragul meu. Păi nu e normal, nu e firesc. Păi, domnule, stați acum, haideți să știți ce se întâmplă, să nu judecăm cu dublă măsură. Adică noi, cel puțin colegii de platou și mai ales dumneavoastră, domnul Barbu, n-ați judecat cu dublă măsură. Întotdeauna a fost aceeași măsură. Dar vă rog să revenim la personajul în cauză. Domnul Barna, domnule, mă rog, la propriu spun așa, deși alții la fizic, cum se tăvăleau pe jos prin Parlament. DNA, că domne, că se face, dacă... Păi ce a semănat, iertați-mă, domnul senator, ce a semănat aia cu lege? E, exact, aveți dreptate, ce au semnat aia cu lege. Dar încă o dată, toate lucrurile alea erau valabile când discutam despre alții, despre ciuma roșie în principal, domne, ciuma roșie aia nenorocită. Domne, uite că acum, ce să vezi, instituția pe care o ridica un slăv DNA, îl cercetează pe domnia sa. Păi acum avem altă măsură? Fiți atenți, Daniel, Iulian.
chestie. Vă provoc la un lucru extrem de delicat. Nimeni în presă, și credeți-mă ce vă spun, lasă un pic la trei să mă vadă lumea, așa, în plenitudinea urâțenii, oameni buni. Nimeni în presă nu a abordat subiectul pe care împreună cu Daniel, cu Iulian și cu Marius îl voi aborda în secundele următoare și vedem care dintre cei trei, nu, care dintre cei doi vor să meargă mai departe, pentru că Marius va merge sigur pentru că luptă de 20, peste 20 de ani pentru subiectul ăsta, într-o formă sau alta. Fii atent, Daniel. Iulică, fumatul dăunează grav sănătății și cafeaua în cantități mari a șișderea. Te rog eu, fii atent, ai subiect, Daniel. Se împart zonele de influență, nu doar între China, Rusia, Statele Unite și țările puternice din America Latină sau India. Nu! În România, Daniel Zamfir, și ești senator al neamului, ai alături un fondator de sindicat al poliției și ai aici în marele videoul pe senatorul președinte FEPAM, care de 20 ceva de ani luptă pentru protecția mediului și a animalelor. Întrebare. Consideri, Daniel Zamfir, consideri Iulian Surugiu, că această poveste cu ursul Artur, Artur parcă îl cheamă, nu? Artur. Da, da. Ursul ăsta, Daniele, a fost doar, cum să-ți spun eu ție, nada în cârligul unei mulinete a serviciilor, a intereselor interne, a intereselor externe privind împărțirea zonelor numite, cum se numesc, Marius? Arii protejate. Ați auzit, da? Arii protejate în România. Este o poveste pe care nimeni n-are curaj să o rostească, da, păi să o analizeze. Vreau să văd dacă voi doi, un senator și un fondator de sindicat în poliție, vreți să o abordăm. Este sau nu este o mafie uriașă internă sau externă în spatele acestei povești? Sau e doar uciderea nemernică de un nemernic ilegal a unui urs? Uite, chiar ați ridicat o chestiune care e într-adevăr de luat în seamă. Cert e că până acum, la toate datele pe care le avem, publice și mai ales ce a apărut în presă, l-am auzit acum câteva zeci de minute și pe ministrul mediului făcând o conferință de presă în care, nu știu, ne-a spus niște lucruri. E adevărat, n-am înțeles ce va fi de acum încolo. Dom'le, cert e un lucru. Omul ăla n-a venit de capul lui, omul ăla a venit la fond, a venit pe 15 martie să împuște ursul, i-l a pregătit cineva, i-a spus pe unde e, l-a împușcat, deci această operație... Fii atent, întrebare, Daniel, fii atent, întrebare. Dar încearcă să răspunzi cât pot tu de sincer, că ne știm de o viață. Că s-a dus la pont este indubitabil. Marius o să ne detalieze. Eu te întreb așa, domnul senator Zamfir. Cine și de ce l-a scos pe Artur în fața presei? Ursul mort, regele urșilor din Carpați, a devenit subiect de presă. Pentru că, atenție, dacă nu se dorea, și vă spune un gazetar bătrân, nu ieșea în presă niciodată. Ursul ăla acum era deja pe perete cu craniu, cu cap, cu blană, într-un castel din Liechtenstein sau din Austria. De ce a ieșit în presă, Daniel? Iarăși o întrebare bună, întrebare jurnalistică, și aveți tot meritul că ați ridicat această chestiune. E clar că cineva a dorit să scoată la lumină lucrul ăsta. E clar, vă spuneam, că toată această poveste cu venirea celebrului prinț a fost una aranjată, da? E foarte posibil ca acolo să fie și ceea ce spuneați, domne, un personaj de ăsta vânător de trofee a vrut să dea lovitura, să împuște în România. Când România e, domne, stat fără câini? Corect. Aici se poate. În România se poate. La el, în Austria, nu se putea să împuște urmă. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Și vreau... Da, Iulică, zi. Ce vrei? Zi. Păi, pe mine nu mai mă întreb nimic. Ia, ce spuneți, domnul Surugiu, despre această poveste, despre această provocare? Ia să văd. Deci e clar că prințul ăla a dat șpagă, a fost aranjat, el a venit și a împușcat. Eu stau și mă întreb ce au de făcut de ne-au dus toată atenția către urs când s-au tăiat toate pădurile din România și nu s-a făcut nicio anchetă. Da? Oprește-te un pic, ai ridicat mingea perfect la fileu, domnul senator Marinescu. Da. Prima întrebare. De ce a apărut acum povestea cu Artur, că putea să nu apară după cum bine știți? Am discutat în privat cu Marius în weekend și îmi povestea în detaliu. Eu n-am să spun decât ceea ce vrea el să spună, de fapt o să-l las pe el. Și a doua întrebare,
Și a doua întrebare, Marius. De ce sau ce anume a vrut să acopere subiectul Arthur? Că uite, vine Iulian Surugiu și zice așa: bă, din punct de vedere mediatic, ați făcut voi o manțocăreală, presa împreună cu politicul, și vreți să acoperiți, nu? Asta e acuza. Normal. Ia uzi, zi, Marius. Pe cine e primul urs care s-a pușcat în România? Suntem bolnavi la cap? Era tradiție că veneau italienii, le aranjau vânătoarea cu tot, cu gagici, cu tot, cu bani, cu tot. Despre ce vorbim? La fel, e și acum la fel. E și acum la fel. E și acum la fel. Nu e. Cum să fie, domne, cu gagici și cu aranjamente acum? Suntem în democrație. Băi, Marius, te rog eu frumos. Ne ia ce ne au. E exact așa cum îți spun eu, că a vrut să-mi dea bani să tac din gură. Băi, opriți emisiunea. Începe lumea să spună lucruri pe care eu nu le mai pot controla. CNA-ul, eu nu-s de acord, eu dezavuiesc ce spune domnul fondator al sindicatului polițiștilor. Cum adică, mă, au vrut să te spună? Cine vrea că le spună câți bani au vrut să-mi dea ca să tac din gură. Și n-am vrut să tac și m-au executat. Mă fac că n-aud. Domnul senator. Tudor, sunt vreo 2000 de fonduri de vânătoare pe care le dețin baronii locali, ai noștri. Și mai sunt vreo 1200 de arii protejate în țară. Acolo unde s-a împușcat acest urs este o arie protejată, SIT Natura 2000. Ce înseamnă SIT Natura 2000? Înseamnă că acel ecosistem este de importanță comunitară în atenția Comisiei Europene. Atenție! La nivelul cel mai înalt. Că sunt parcuri naturale, sunt parcuri naționale. Ăsta este motivul pentru care spun toate aspectele. Comisia Europeană s-a sezizat și a început o anchetă. Atenție! Da? Și de ce? Fiindcă în aceste arii protejate n-ai voie să împuști nimic. N-ai voie să distrugi o floare. Asta este. Mă duc să-i spun ceva la ureche lui Marius. Marius! Sunt gestionate acestea. Aici este. Ce se gestionează această... E greșit, domnul senator, iertați-mă, e foarte greșit ceea ce spuneți dumneavoastră. No, domnul... E foarte greșit. Absolut deloc. Eu chiar în ariile protejate se împușcă liniștit, lejer și nu te deranjează nimeni. Eu vă spun legal, domnul Surugiu, eu vă spun legal. Păi eu vă spun ce se întâmplă. Asta înseamnă arie protejată. Protejezi animalele, flora și fauna. N-ai voie să-mi pui nimic. Păi, eu vreau să știu așa. Marius, atenție. Marius. Nu o să întâmplă nimeni nimic. Cine a dat la presă? Cine este personajul care a scos, cel puțin la vedere, nu ocult? Cine a scos la vedere subiectul la presă, Marius? Păi asta e simplu. Cine se bate pe acest arii protejat? Bă, domne, zi cine! Cine? Deci sunt SRL-uri care se bat ca să gestioneze aceste arii protejate. Bravo, prietene! SRL-ul care a scos la... Băi, Marius! Gestioneze, da? Atenție, domnul Zamfir, atenție un pic. Dezvolim un lucru pe care puțini îl știu, iar aia care îl știu nu vor să-l comenteze, fie de teamă, fie pentru că sunt năimiți, fie că sunt, Daniele, manipulatori sau manipulați. ONG-ul care a scos la presă subiectul acestui urs este condus de cine? Păi eu n-aș vrea să spun punctual. Întrebarea este următoarea, dacă mă ascultați. Cine administrează acum situl Natura 2000 din Covasda, unde a fost împușcat ursul? Hai să ne spună ministrul mediului, care nu vrea să facă public tot dosarul privind împușcarea ursului. Să știe, să ne spună cine a primit banii pentru gestionarea, pentru paza florei și faunii. Ca SRL-ul acela trebuie să răspundă alături de cei care au dat ordinul de împușcare. SRL-ul trebuie să spună: nu, aici n-aveți voie să împușcați, n-aveți ce căuta în aia protejată să împușcați paturi. Asta trebuie făcut. Eu am vorbit cu domnul Daniel Radu, care e comisar șef și directorul Poliției Animalelor, de toate aspectele. Aici e vorba de corupție, de abuz în serviciu. E foarte bine că a ajuns dosarul la DNA. Aici trebuia să ajungă de la început, nu la judecătoria de pe lângă partidul. Nu e vorba de corupție, domnul senator, e vorba de șpagă.
în sfârșit toată lucrarea. Aici e vorba de demnitar care au încălcat legea. Da, oprește-te. Legea. De ce a încălcat demnitarul legea care a... Oprește-te o secundă. Fiți atenți, Daniel. Informațiile mele sunt neverificate. Mă rog, zic și eu așa ca să mă acopere la CNA. Omul care a scos la presă șeful ONG-ului este consilier al... Este o informație aproape verificabilă. Consilier al premierului Câțu. Deci cel care a scos la presă subiectul ursului și acestei crime, că e o crimă până la coare, chiar dacă victima este un urs și nu un om, este o crimă împotriva faunei din România, împotriva românilor, ca imagine externă împotriva acestei țări care, așa cum am titrat și eu acum 48 de ore și cum spune senatorul Zamfir, este o țară sat fără câini la capitolul ăsta. Te întreb, Daniel, ca senator al țării, și pe tine și pe Iulian, vă întreb pe amândoi, considerați că acest prinț a fost încapcanat într-o poveste care să scoată la iveală o luptă acerbă pentru controlul ariilor protejate din România, acolo unde este raiul pe pământ la multe capitole? Domnul Barbu, n-am expertiză în domeniul ăsta, nu pot să confirm lucrul ăsta. Sigur că sunt atâtea elemente care ne duc gândul la ce spuneți dumneavoastră, dar eu ce pot să vă asigur e că din punctul meu de vedere n-am niciun dubiu că această afacere Ursul Arthur e una pregătită. Eu nu știu dacă aici e vorba de o mafie sau nu, nu poate, n-am elemente și nici expertiză în domeniu, dar, dom'le, încă o dată, omul ăsta, prințul ăsta care a avut un tată care l-a decurat pe președintele Iohannis, deci omul ăsta nu-i nimeni în drum. N-a venit el singur pe pământ într-o localitate care, iertați-mă, chiar îmi cer iertare, nici nu mai știu numele localității. Da? Eu nu știu numele localității, unde s-a întâmplat grozăvia asta. Păi cu atât mai puțin acest personaj care încă o dată nu e nimeni în drum, nici măcar nu-i vreun milionar de ăsta excentric care umblă până, mă rog, până zonele de lux de până Europa. Asta este un personaj care, în mod sigur, în strânsă legătură cu niște personalități din România, a ajuns la această chestiune. Încă o dată, o fi fost o dorință personală. Bine, am înțeles. Daniel, am apreciat, bănuiesc că toată lumea care se uită la emisiune apreciază faptul că ai avut eleganța, ai avut bunul simț politic, să spui, domnule, n-am expertiză, este un subiect în care nu vreau să intru foarte profund, tocmai pentru că nu-l stăpânesc foarte bine. Iulian, te întreb pe tine, poate mergem un pas înainte, pentru că, repet, este foarte important, foarte important. Agent Green, uitați-vă aici, este sigla, dați un pic stop cadru materialul ăsta ca să nu plece. Aici este o siglă, Agent Green, este sigla acelui ONG despre care vorbeam adineauri. Este condus de un consilier al premierului Câțu, din ce știu eu, dacă greșesc, îmi cer scuze și consilierului, și premierului, și ursului mort și tuturor. Te întreb așa, Iulian. Dacă este într-adevăr consilier al premierului, înseamnă că premierul și-a dorit ca subiectul ăsta să fie pe buzele tuturor. Este evident, pentru că altfel un consilier al premierului României nu ieșea cu subiectul în presă, subiectul a devenit european, subiectul a ajuns la analiză la eurodeputații de la Bruxelles, am avut-o ieri pe Carmen Avram și vorbeam subiectul ăsta, e la Bruxelles, e în presa europeană peste tot, este un scandal mediatic în Austria fără precedent, pentru că ei sunt cu adevărat ecologiști și responsabili cu animalele și cu fauna și cu flora lor și cu pădurile lor, nu bagă joagărul și drujba și gaterele ca la noi într-o nesimțire și o sfidare absolut perfecte. Te întreb, Iulian Surugiu, și-a dorit premierul să iasă subiectul în presă sau peste capul premierului oculta a făcut ca subiectul ăsta, încapcanându-l și pe prinț să devină subiect european? Deci prințul nu cred că are mare lucru, că el a plătit, i s-a spus, bă, vii și-mi puște trofeu bun, el e vânător împătimit, deci n-are foarte multă vină. Problema e în felul următor, că tot ai amintit de Austria. În Austria se știe bine, românii, că când tai un pom, trebuie să pui să plantezi 15 la un loc. Da? Deci dacă omori un urs, îți dă acces, permis să omori un urs, te costă 50-60 de mii de euro. Da? Bun, s-a întors senatorul. Cineva, și cred că premierul și-a dorit să apară subiectul în presă, pentru că e o luptă între ONG-urile astea și ONG-urile astea au devenit în ultimele ani cele mai șmechere.
ai ONG-uri, te cheamă la Cotroceni președintele, îți cere părerea. Chiar dacă în spatele tău ai 2-3, să nu mai zic ce, da? Revenim imediat, o secundă, revenim imediat cu cei doi senatori. Marius, vreau să știu și punctul tău. Nu, eu cei de acasă sunt convins că vor să știe și punctul tău de vedere, fiind cel mai avenit, cel mai documentat dintre noi patru, despre această problemă. Dacă și-a dorit premierul, ca printr-un consilier al domniei sale, să iasă subiectul în presă, ca să devoaleze o mafie și niște cercuri de interese interne și externe grave, sau s-a dorit ca, așa cum a sugerat, și nu n-ar fi prima oară când se întâmplă, a sugerat senatorul Zamfir, să fie o pătură, o copertină mediatică, pentru ca alte subiecte să nu ajungă în dezbaterea publică. Revenim cu senatorul Marinescu, cu senatorul Zamfir și cu președintele fondator SNAP în 2-3 minute. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, așteptăm răspunsul senatorului Marius Marinescu la o întrebare deloc ușoară. Nu pentru că am formulat-o eu, dar pentru că cei care ar fi putut să o formuleze, nu unui senator și președinte FEPAM cum e Marinescu, nu. Celor care sunt îndriduiți și plătiți în România să răspundă prostimii, adică 9, 18 milioane, 17, cât mai suntem pe acelea, ce să vezi, n-au pus întrebarea. Marius, te ascult. Situație de ilegalitate, serviciile secrete informează cei mai importanți demnitari. Acum 2 ani de zile a venit fiul lui Trump și a vânat într-o alie protejată lângă București, dacă Lugăreni am pușcat pe privare. Cu ceva timp în urmă venea regele Juan Carlos, regele Spaniei. Mergea tot în arii protejate și pușca animale. De ce? Fiindcă în ariile protejate sunt cele mai frumoase trofee acolo, nu ai voie să împuști conform legii ariilor protejate și te duci că acolo fug cele mai frumoase trofee, sunt pregătite pentru astfel de demnitari, pentru miliardarii lumii. Despre asta e vorba. Am și în cazul de față, PPP-ul 100% l-a însoțit pe acest prinț, el are imunitate diplomatică, nu va fi cercetat, anchetat în România, putem să declarăm persoana non grata și atât. Deci, cam despre asta e vorba. DNA-ul a început o anchetă, fiindcă presiuni de afară, de la Uniunea Europeană, s-a încercat mușamalizarea cazului. Domnul ministru Barna, care știa tot și când a venit, și te-a pușcat, și cum a pușcat, ca și premierul, vă spun eu, a vrut să mușamalizeze cazul, a promis că face public tot dosarul în urmă cu câteva zile și s-a ascuns. Tot dosarul privind derogarea și împușcarea bine, acestui vârf. Bine, am să vă întreb așa. Am să vă întreb așa. La braconaj și la ucidere. Păi e fix așa cum am spus eu, Tudore. În arii protejate, toți miliardarii și toți oameni politici, influenți ai lumii, au pușcat. Liniștiți lejer. Bine, hai să ne întoarcem un pic. Hai să Ionica, vină în atenția publicului. Iulian, hai să ieșim din subiectul ăsta. Hai să ieșim din subiect. Hai să intrăm în altele. Am în mână o informare de la SRI. Știi ce informare asta? Privind privatizarea fraudulată a Petromului. SRI-ul întotdeauna, și s-a fi la SRI-ului, SRI-ul întotdeauna informează când sunt ilegalități. Informează cei mai importanți demnitari. Aici au făcut 400 de informări. Cu certitudine și în cazul ursului împușcat. Și nu numai asta. De fiecare dată când s-au comis ilegalități și defrișerile ilegale de pădure sunt în infringement, serviciile secrete informează cei mai importanți demnitari. De ce nu iau ei măsuri? Asta e întrebarea. Daniel Zamfir. Serviciile își informează decidenții. Și după cum vezi, în calitate de șef al comisiei de anchetă privind unii spun privatizare. Eu n-am să-i spun nici cum ca să nu merg la CNA și la tribunal.
a Petromului și a rezervei de țiței. Eu te întreb așa, domnule senator, vă întreb așa, domnule senator. Păi dacă vine un serviciu și îți spune pe masă, ție, senator, președinte, premier, ministru, informarea privind jaful de acolo, deturnarea de dincolo, complicitate și creare de grup infracțional împreună cu politicienii și cu sindicaliștii dincolo și tu taci. Întrebare, ce șanse are demersul de a plăti niște servicii secrete și de a le avea într-o țară pretins democratică, domnul senator? Eu acum vreau să fac o scurtă considerație în legătură cu aprecierea pe care a făcut-o cu privire la implicarea consilierului domnului Câțu și care avea, mă rog, un interes. Îl suspectați pe Câțu de prea mult curaj. Vreau să vă aduc aminte că prima declarație a domnului Câțu atunci când a apărut acest scandal a fost foarte, foarte directă și anume nu e cel mai mare urs. Adică atât a avut de spus primul ministru în legătură cu mega scandalul ăsta, adică în toată presa europeană, toată presa europeană vuia în legătură cu acest scandal, iar primul ministru al țării mele, al statului fără câini numit România, i-a fost simplă. Nu e ăsta cel mai mare urs. Haideți să nu... Bă, nu știu cât l-au informat sau l-au informat serviciile secrete, dar în mod clar, această operațiune, spuneam, e una... aranjată, e una la care... Nu mi-ați răspuns la întrebare, vă feriți, dacă vă deranjează întrebarea, domnul senator? Nu, doar încă o dată, nu pot să mă bag în lucruri pe care nu le cunosc. Eu nu știu dacă serviciile au avut sau n-au avut, dacă l-au informat sau l-a informat pe domnul Câțu. Eu doar pot să vă spun... Satea, ca maioneza sunetul, da. O să refacem legătura pe sunet cu domnul Zamfir. Era întrebarea legată nu de cazul ursului ăsta, Daniel, dacă putem reface sunetul pe telefon cu domnul senator Zamfir, era legată în cazul Petrom și în alte cazuri de informări generale despre jaful din țară pe care informări atât SRI-ul și nu doar SRI-ul le pun pe masa decidenților și ele rămân acolo. Îți dau un singur exemplu, Daniel. Când aveam și eu șansa pe care o ai tu de a reprezenta poporul în Camera Superioară a Parlamentului, veneau informări de la Curtea de Conturi, domnul Marinescu știe exact la ce mă refer, informări despre jaf la Romsilva, Daniel, de 1 miliard de euro pe an, oameni buni, 1 miliard de euro jaf la Romsilva pe an, l-am avut ca informare nu secretă, nu ștampilată, nu ornis, nu, pe masa senatorului Barbu. Și disperat la vremea respectivă m-am dus la colegii mei și am întrebat, băi, suntem nebuni? Bă, vine Curtea de Conturi a neamului, da? Îl salut cu respect pe Nicu Văcăroiu, care era liderul Curții de Conturi la vremea aia. Ne-a informat, Daniele, de 1 miliard de euro jaf la Romsilva și nimeni, uite, ia zi Marinescu, a făcut cineva ceva? A rămas jaf. E la vedere tot, încercăm să restabilim, nu ne mai auzim decât cu Iulica. Ia zi tu, Iulica, cu tine mă aud? Nici cu Iulian nu mă mai aud. Mă aude cineva? Eu te aud, Tudore, cum să te aud, dar tu nu vrei să mă întreb. Păi aș avea o întrebare pentru domnul senator Daniel. Ia zi tu acum, la acest comentariu pe care l-am făcut eu, ce zici? La comentariul tău răspund așa, știu sigur că serviciile secrete și nu numai fac informări și informează toate instituțiile statului abilitate. Mai mult decât atât, eu cred că la păduri, cred că se vedea și din helicopter și din avion, că s-au tăiat toate pădurile. Întrebarea mea către domnul senator, de ce nu promulgați acum, de ce nu inițiați o lege ca timp de 20 de ani să nu se mai taie pădure în România? Decât pentru consumul de lemne, pentru amărâția care nu aveți bani să le dați să se încălzească iarna. Punct. Foarte tare. E un senator care l-aude pe domnul Sturugiu? Nu. Păi, Tudore, dar unde e domnul deputat al meu? Unde a fugit? A fugit să-l conducă pe domnul prim-ministru Câțu la aeroport, că pleacă la Bruxelles. Pentru că... Chiar eu frumos să mai faci o emisiune așa cum ai promis. Eu de ce... Îți spun eu de ce pleacă la Bruxelles. Pleacă la Bruxelles ca să-i țină locul unui ministru care la Bruxelles nu a fost, nu neapărat în stat. Nu ne auzim.
Băi, felicit, bă, tare de tot, nu ne auzim nici cu senatorul. Ce noroc că am te auzit numai cu mine. Cu tine, mă, Iulică, de-aia s-a dus la Bruxelles, mă, să-i țină locul ministrului, cum îl cheamă, mă, pe ministru, mă, cum îl... Băi, prietenii mei, cameramanii, domnii directori, de imagine, cum îl cheamă pe ministrul Ghiță? Ministrul fondurilor europene. Nu știe Ghiță. Alex, Ghinea, mă, Ghinea îl cheamă. De-aia s-a dus, bă, Câțu acolo. Hai, facem așa. Fiind o mică problemă tehnică, deci nu mă aud. Ne auzim cu Marius? Încă nu. Cât mai avem până la pub? Nu știu. Mai cât mai avem până la pub? O minute. Bine, îl luăm mai devreme. Două minute. Luăm publicitate acum. Și revenim.